Salutare, dragi tovară, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi avem o leacă de funny moments-uri și de distrecuri, așa că hai să vedem ce ne-a mai pregătit lumea pe aici. Hai să luăm pe primul. Hai bă, de copiere frumos, elegant, copii, să vedem ce avem noi aici. Unele sunt de mai demult, unele sunt mai recente, am așteptat să strângă mai multe, adică vreo 4, ca să am la ce să reacționez. Paste and go. Hai să vedem ce avem noi pe aici. Mr. Samon, this track COVID 666. În caz că nu știți care e faza, ăsta este Toxic, cel care anul trecut cânta, făcea bine this track, lui Hidden, lui Galu. L-am mai pus prin cel mai cancer video 3, vă recomand să vă uitați acolo. Asta de ce this track ne-a făcut al nostru Toxic și a pus și o poză cu mine aici. Mă cânti. O video 666, ia! Deblochează, băi, omule, da, așa cât anul trecut. Hai, deblochează-mă, băi, față de tractorist. Acum e față de tractorist o diferență. Bă, ce drept, chiar sunt în baiul acum, mi-am luat baiul de tractorist, acum a fost cu U650-ul. Nu știu dacă se vede cum îți... Mamă, dar m-a prins soarele exact model de tractor. Da? M-a prins. Aia a fost cu tractorul mai devreme. De-aia am făcut școala auto, ca să pot să merg cu tractorul legal pe câmp. Tractoraș cu cap de făraș. Cap de făraș? Asta e moldovean înseamnă. Ne-am nimic cu moldovenii, femeile de acolo sunt faine. Față de boier, față de... Față de boier? Păi asta e de bine, bă, ce, tu faci distrec sau... pupic cu risc, că nu înțeleg. Tractorist față de țăran, ia hai. Uite așa da, țăran da, uite, cu tractorul, stau la țară, e altceva, dar față de boier. Păi să fi boier în România, să mă rog, cum era România cu câteva sute de ani, da, era un privilegiu să fii boier. Hai deblochează-mă un video 666. Din nou clasicul deblochează-mă. Tractorașul cap de făraș cu față. Hai cu tractorul, haide. Aia ta de tractorist, ia hai deblochează-mă. Acum vine breakdown-ul ăla blană. Aia e metal scream de la blană. Omul ăsta vrea să-i fac distract. Dacă pun acum pe chitară și bag așa un urlai ca băuș o bere și am puțin tupeu. Mamă ce... ce metal scream îi fac de zi, ce la mă să și plânge. Dar îmi plac distrecurile de genul. Mă rog, ăsta nu-i de luat în serios. Ideea aici de mai mult de funny moments-uri. Ăsta clar e funny, nu e distrec. Ah, oi, de blochează-mă, video 666. Aici deja a simțit flow-ul ăla, a intrat codeina în sânge mititelului. Cu fața aia, da, e tractorist. Ca idee, mai era unul care tot așa venea la Draco și la Hidden și la mine și le zicea într-o spune lui Draco să mă deblocheze. Și altul, Eclipse, l-a făcut pe puștul ăla să-și arate pula și, și ar trimis la părinții lui și a scăpat de puștul ăla. Așa că, Toxi, ai grijă ce faci. Tractoraș cu cap de făraș. Ăsta clar e din prin Bacău de zice făraș. N-am nimic cu Bacău, Alice, fain. Tractoraș cu cap de făraș. Bă, cel mai blană distract posibil să mă pună. Aoleu, așa distracuri să tot ai. Mulțumesc mult, ai un like din partea mea. Hai să vedem, avem aici un funny moment, vedem de la cine e, că nu mai țin minte care mi l-a dat pe care, bine că ne arată pe aici canalele. Paste and go. Hai să vedem ce avem noi aici. Dame, dame, dame. Bă, cum faceți asta cu dame, dame? Că m-a mai făcut unul cu dame, dame. Duda mi-a pus melodia cu ce place să lingă între craci. Dame, bă, da, nu știu cum a stat ăsta să facă filtrul cu Snapchat, habar n-am cu ce, dar e foarte mișto cum e făcut așa. Dar e remix, că nu e original așa, ia și de la mine de aici un like. Cam zboară fața. Fortnite sau mă dezabonez. Mi-a zburat o leacă în față, ce-i drept. Deci vă rog eu, cine știe să-mi lase comentarii cum fac de asta cu dame dame că... E prea... Mi-am luat copyright-ul la blană? Nu mi-am luat copyright.
Dar în ce limbă dreacu e asta? Aici am dădea să-mi zboare gura din cap. Mă rog, frubos. Vreau să-mi lăsați comentarii. Cum dracu fac de asta cu dame dame? Că vreau să fac și-o din astea. Că am văzut și cu alte melodii. Era Ricardo care cânta Visita Haridota. Chestia era mișto. Hai să dăm fecea frumos peste go. Următorul funny moments. Acest videoclip nu este disponibil. Am înțeles. And the last one. Copy. Paste. Okay. E foame. O să mănânci din tomberonul ăsta. Am înțeles. Salutare lume, suntem aici cu Hidden. Mama cu fratele Galu. Ovidiu și Motancul, fanul meu. Ce păr... Deci ca idee, asta era prin octombrie 2019, dar abia putea să-mi prind părul în coadă ca lumea pe atunci. Și acum eu mi-l prind în coca samurai, nu știu dacă se vede. Hai că ai speriat și porumb bei. Suntem fanii lui Toxic. Dar parcă nu mi-a crescut așa mult ciocul de atunci. Aceeași butro am, doar că mi-am lăsat mustața mai mare. Am venit să-l aștept. Am venit să te băgăm în pizda, măti. Aoleu, succes, aveți nevoie de un cric de Dacia ceva? Sau de tractor? A, uite că ți-a cuci de Toxic. Ai grijă că mă tai lângă tine de s-ar putea să te bagă un pis, da măti, la propriu. Ai zis la propriu? Na, avem umbra, dar e. Uite că avem și lacul aici. Vezi să nu zbori cu mașina la lac, îi faci baie. Vino. Mașina lui Ovidiu, be like. Zați, privozim un... Deja știu ce urmează. Deci ca idee, vedeți, ăsta vorbea la telefon. N-ai voie să vorbești la telefon în timp ce conduci că pățești asta. Trebuie să nici la aminte. Chiar dacă stai undeva într-un oraș în care-ți doma blocuri, tot o să zbor cu mașina într-o gârlă dacă stai pe telefon. Să iei unde orașul, nu-i problemă. Vă rezolvă, Gabriela, firea. E de Roman Reigns și de... Ce părezi pe Roman Reigns și retragerea lui deoarece are leucemie? Retragerea lui deoarece... Aoleu, ce aveam până asta aici, fută dracu! ...leucemie. Pe care am făcut un video legat. Ai de capul meu cum se vede coșul ăsta. Vai de capul meu ce aveam până asta, nu știu cu dracu au avut pe o să filmez. Mă rog, deci am făcut un video... Dar aveam părul scurt aici, coaibiu. ...video legat de... Nu mai am alea acolo, deci ca idee, astăzi niște carnete de vaccin pentru la câinii mei, văd că nu mai sunt acolo, mă uitam după ele. Mai filmează, bun. Bă, dar urât se vede coșul ăsta. Un video legat de... Am înțeles. Atât că nu mai am nici memorie, nici idei. Da, păcat că un funny moment a fost șters. Da, au fost fain, ce să zic, mulțumesc Toxic pentru distrec. Mulțumesc pentru dame dame, mulțumesc pentru acest funny moment. L-a făcut pe 6 iulie și acum e 9 august când filmez, deci frumos, ce să zic. Încheiem aici videoclipul, sper că v-a plăcut. Vă mulțumesc tuturor celor care v-ați uitat până acum. Continuare, faceți-mi funny moments-uri și distrecuri care să nu fie cu vocea de la botul de la Google Translate și eu voi face react-uri. Pentru că asta place la români. React-uri. Că-i doare în pulă de părerea altora. Și cam atât. Ne auzim data viitoare. Să trăiți bine!